Astăzi, pe ordinea de zi, avem aprobarea procesului eleval al ședinței ordinare din 28.07.2018. Avem proiect de hotărâre privind aprobarea inițierii demersurilor de prelungire a termenului de valabilitate a planului urbanistic general al Comunei Terzi de Zivatru și al regulamentului local aferent acestui proiect. Proiect de hotărâre privind aprobarea organizării evenimentelor Ziua Comunei Ecleja și Ziua Tineretului. Proiect de hotărâre privind rectificarea bugetului local Comuna Clej de Subacopea în 2018 ca urmare a referatului compartimentului de resort numărul 4191 din 0507-2018. Avem proiect de hotărâre privind analizarea, aprobarea, completarea listei obiectivelor de investiții pe anul 2018 cu finanțare parțială sau integrală de la bugetul local și folosirea sumei de 15.000 de lei din excedentul bugetar pe anul 2017 Comuna Clej de Tubacău ca sursă de finanțare a cheltuielilor secțiunii de dezvoltare pentru obiectivul de investiții în tocmai depus Comuna Clej de Tubacău, proiect inițiat de Iștopel. Și avem diverse probleme. Supunem... În primul rând aș vrea să vă gândiți să propuneți un nou președinte de ședință. Structura viitoare. Și între timp supunem la vot ordinea de zi, dacă sunteți de acord. 15. Propunem acum sau lăsăm mai la urmă? La urmă, Trecem la primul punct, atunci aprobarea procesului verbal al ședinței ordinare din 28.06.2018. Cine este pentru? 14 pentru, da? Punctul 2. Proiect de hotărâre privind aprobarea inițierii demersurilor de prelungire a termenului de valabilitate al planului urbanistic general al Comunei Cleja, județul Bacău și a regulamentului local aferent acestuia. Discuții, dacă sunt lămuriri, dacă nu, trecem la vot. Da, ține niște detalii, că... Dar era vorba de... Deci, planul urbanistic general, întrucât avem de făcut puzul pentru zona centrală, nu putem construi, nu putem apuca, nu să ne apucăm nici de dispensar, nici de școală, pentru că este zona de interdicție ca să construim pe acest teren. Atunci facem puzul și atunci prelungim puzul, tocmai în ideea până, ca să terminăm cu puzul. Până nu terminăm puzul, nu terminăm cu puzul. Asta e problema. Dacă au de detalii. Deci prelungim, practic, pugul, avem dreptul legal de a prelungi pugul până terminăm cu pusul. Bun, dacă nu mai sunt... Aproximativ cât durează? 2-3 luni mai durează. O lună ar trebui că să ne apucăm de treabă, de fapt. Da, să vedem. Nu, numai asta trebuie să închidem. Dacă nu mai sunt discuții, trecem la vot. Cine este pentru? 14 pentru. Punctul 3 de pe ordinea de zi, proiect de hotărâre privind aprobarea organizării evenimentelor Ziua Comunei Cleja și Ziua Tineretului. Aici au mai fost discuții și ședința trecută. Dacă mai aveți alte discuții, propuneți. Dar mai sunt nouă tot. Cred că bănuiesc că tot mergem pe programul de anul trecut. Aproximativ programul anul trecut o să aducem pentru ca să avem fost o listă cât de cât la un standard mai ridicat. În rest facem cu oamenii noștri. Ați încercat să vorbiți cu șufară? Vorbim. Șufarul pentru ce? Pentru ce? Avem două soliste acolo. Domnul primar, aici aș avea o problemă. Aici
ați alocat, sau am alocat și am aprobat o sumă de 50 de milioane pentru oamenii ăștia care tot atunci o să-i dați acele. Dar sunt 11 familii. Ce ar mai fi ca să mai de suplimentat încă 5 milioane ca să dați la fiecare. Nu? La fiecare care? Păi sunt 11 familii. Și s-a alocat numai 50 de milioane vechi, discut eu. Deci sunt 55. Anul trecut am dat 3 milioane. Vreți să suplimentăm la 5 milioane? Nu, dar zic că ca să împărțiți 50 de milioane la 11 ani... Nu, nu, ele sunt ascultorea. A fost adică să fie 55. Adică să fie 55, asta spuneam. Nu, 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 dar încă o dată. Noi am alocat de 3 milioane de familii. Dacă sunt 10 familii, practic, sunt 30 de milioane. Dacă vreți să dăm 50, câte 5 milioane, 10 familii ar fi 50 de milioane. Dacă vreți să ridicăm la 5 milioane de familii, dăm 5 milioane. Nu, dar aici spunea că s-au alocat 50 de milioane pentru nu, 11 familii. A fost, este ca un buget estimativ, dar în momentul când se dă cu chitanță, cu buletin, cu întâlnire. Da, și rămâne de dat sumă fixă, de asta spunea. Dar, să nu apară vreo probleme, să mai apară vreun bătrân cu vreun buletin. Noi, în principiu, am luat buletinele la toată lumea, știm că sunt în loc de 11, sunt 10. Noi am alocat această sumă, dar finalul... Deci, în final nu sunt 11, sunt 10. Nu sunt 10 familii, înseamnă. Bun, cine este pentru... 14, nu sunt... Trecem la punctul 5 de pe ordinea de zi, proiect de hotărâre privind analizarea, aprobarea, completarea listei obiectivelor de investiții pe anul 2018 cu finanțiară parțială sau integrală de la bugetul local și folosirea sumei de 15.000 de lei din excedentul bugetar pe anul 2017 Comuna Cleja, județul Bacău, ca sursă de finanțare a cheltuielilor secțiunii de dezvoltare pe obiectivul de investiții în tocmire PUZ, Comuna Cleja, județul Bacău. Ați trecut din punctul 4, dacă nu mă Nu are nimic, discutăm. Revenim atunci. Da. Dacă tot am citit. Ce se întâmplă? Noi aprobasem o sumă pentru acest spus. Nu ne-au ajuns banii. Noi am calculat că avem 5 hectare. Avem 6 hectare și ceva, aproape 7 hectare. Fiecare lucrează, de exemplu, topometristul lucrează la hectar, la suprafață. Cei care fac puzul lucrează tot la suprafață. După aceea, ne-au dat foarte multe acorduri și avize. Nu ne-au ajuns banii. Da. Și din cauza asta suplimentăm cu 15.000 de lei ca să pentru acorduri, avize și suplimentări. Asta este toată. Dacă aveți altceva de întrebat. Dacă nu mai sunt discuții, supunem la vot. Cine este pentru? 14 pentru, da? Da. Bun, revenim la punctul 4. Proiect de hotărâre privind rectificarea bugetului local, Comuna Cleja, județul Bacău, pe anul 2018, ca urmare a referatului compartimentului de la resort numărul 4191 din 0507-2018. Aici așa, la începutul anului, noi am dat niște bani pe drum. A fost un an foarte capricios. Am lucrat, nu ne-a ajuns bani. Mai avem o continuare nevoie de bani, dacă cred că domnul Hobori știe sau cei care sunt agricultori, toată zona pe deapte acolo. Și pe deapte, nu, aia e altceva, dar avem la calea, dincolo de calea ferată, apa nu mai curge pe vadul vechi, ci curge pe terenurile din dreapta. Am înțeles că ăștia de la Faraoani, când au venit, au decolmatat, au pus pe partea lor cum a venit. Iar partea de la vale, nu mai avem vad, pur și simplu este la nivel cu râul, știi? Toate. Și atunci o să trebuiască să decolmatăm și eventual să facem o biută pe partea dreaptă. Ca apa să... Sigur, înainte nu se colmata, cred că nu era barajul.
Dar acum, fiind baraj acolo, s-a ridicat un pic. O să trebuiască să decolmată. Inclusiv avem probleme cu toplița. Dacă o să avem timp și anul ăsta, putem și la toplița decolmată, pentru că toate terenurile agricole la fel mărite. Scuzați că e o problemă, dacă n-aveți să coborâți mai jos cu părăul acolo. Unde? Aici, la calea ferată unde așa. Așa este, dar... Pentru că nivelul siletului e mai sus. Nu este mai sus, nu. Fiți acolmat. Acolo trebuie cărat pământ de pus. Nu, nu. Păi ce scoatem, punem pe biută. Păi bun, dar atunci se coboară mai jos față de apa, nu o să curgă la deasă. Ascultă, nu este chiar așa. Deci dacă ne uităm în vale, unde este, de unde zdigurile alea, adică, înțelegi, totuși este mai jos. Numai că nu-i, nu-i scurgerea care ar fi căderea aia mare, știi, ca să spun. Da. Asta e problema. Dar merită să faci o bută. Bine, acolo nu a fost decolmatat niciodată. Luând așa. Nici nu știu, mai încapete sub calea ferată pe acolo cineva? Căruțe. Păi nu, dar dacă încape căruța, înseamnă că este loc de decolmat. Dar pe ăla nu încăpea tractorul înainte. Nici o săptămână n-am trecut. E mic. Deci, puțin s-a mai pus, dar nu. E vorba de la calea ferată în jos. Da, de la calea ferată în jos. Într-adevăr, asta se vede că a fost sus pe canal, dar nu chiar așa periculos de pe... Poate acolo, la vale, în cap, poate acolo... Deci, asta, plus de asta, mai avem drumuri. Noi am lucrat foarte mult bara asta pe drumuri și drumuri agricole peste tot. Vine ca să vă spun ce vreau să fac. Vreau pe partea la Chiovace, nu știu, ca să, cum se numește zona aia, la Somușca, la deal, vreau să trimitem apa spre Ciucani, adică în vârf, acolo, să nu mai vină apa încoace. Să fac o rigolă pe timpul înainte de 89, știți că era rigola acolo pe partea dreapta a drumului, și care erau menținute, întreținute. Și vrem să trimitem apa care vine pe toată coama aceea să nu se ducă spre comun, după aia. Mai vreau să bag un tub. Cum? Nu înțeleg. Păi dă drumul la vale. Dă drumul la vale încolo spre Ciucani. Înțelegi? Pe Boroșgă. Așa, după aia. Cum coborăm acolo, vezi în curba aia acolo, așa, este iarăși o nișă puternică și băgăm tot pe părăul ăsta. Să nu vină spre comună. Vreau să vă spun că a fost o ploaie mare acum 3 zile. Apa n-a ieșit decât jos, am făcut rigole, le-am așezat. În schimb, tot ce aduce de la deal, a stupă jos. Dar dacă nu, dacă reușim și cu colțul de sus să trimitem apa, nu o să mai vină cantitatea așa mare de apă. Mai trebuie lucrat la mentalitatea oare, să nu mai pune gunoaie în rigole. Așa e. Opri rigolele, duci gunoiul din căruță direct. Mai eu de câte ori le-am zis că... Dar nu vă dați seama. Câte probleme am avut. Tot gunoiul vine înapoi în sală. Voi intrat apa, zic, băi, dar ce să-ți fac? Și zice să vii cu aia de la 416 să-i facă șansă. Zic, băi, omule, pune mâna și pune două roabe de pământ acolo. Dar de unde se iau pământul? Du-te la magazin și cumpără două roabe de pământ și pune acolo. Ca până la urmă, dacă au văzut și au văzut că nu vin cu oamenii, au făcut. Dar se uită toată lumea, nu face nimeni nimic. Așteaptă să vină domnul primar să spună că o plouat. Zic, s-a o plouat, ce vrei? Dumnezeu a dat, hai să-l chemăm să-l iei înapoi. Cum să uitau ăia, viau și jandarmii lucrau la... Da, dar situații de genul ăsta sunt și la noi, dar... Să nu fie cu supărare. Ea și a lintat pe oameni. Că trecenea e o și spunea, măi, ne vreau să găsesc curea, să iei care te-și pune de șantă. Toți s-a apucat. Ai, da. O luați în bășcărie, dar să știți că așa era. Și trebuie un pic la autoritate. Cum ați trecut cu... Lasă-mă o reacă. Cum ați trecut cu tractorul? Și-ați curățat pe la noi pe acolo, pe în zona aia. Când au ajuns la capăt, au început iar să-și cureți oamenii și să pună pe margine brezii, dar nu vă bateți joc de oamenii de la voce. Eu sunt mulțumit să pună pe margine, să merg să iau eu, dar să... Da, problema e că nu pun. Problema este că aici, la deal, acum am desfăcut toate și... Am stricat toate podurile. Ca să fac o dată să dau nivelul, oamenii au fost de acord, pentru că s-a inundat a treia oară numai anul ăsta, cred. Și acum au cedat și au zis, domne, strică-ne podurile, fă-ne ca lumea, că după aceea vedem. Vă vin copiii din Italia, prefac. Adică dăm un nivel ca să nu mai vină apa cu acest. Da, să vină în coadă. Bun. Aici unde curge la vale de la Biche, sau cum se numește aici, la, unde la Jodoghina. La Jodoghina asta,
domnule, de ce mi-ai adus pe Jodoghină fiecare scoapa lui? O zis, nu, am făcut greșit că am făcut prigola aia la deal. Fiecare când vine ploaia să vină peste fiecare, nu să nu omoare numai pe unul. Deci, indiferent ce ai face, nu e bine. Deci, înțelegi? Acum, tot am zis noi cu domnul Vali, băi, facem acolo și o rigolă pe marginea. Am vorbit cu vecinul de acolo, a cui terenul este. O să facem un proiect pe Consiliul Județean, băgăm un tub de 1000 și să se ducă direct, pentru că acum apa când vine de la... Jos este dig. Ce să faci? Da, băgăm prin dig, adică treci cu o țeavă prin dig. E deasupra, doar să-i toarbe picioare și să facă un uluc de el, un fel facem de uluc. Facem un uluc, deci ceva deci, trebuie făcut. Apa care vine de la deal coboară pe margine, coboară și intră la Simon și om. Aici iese la Simon. A trebuit făcut un uluc suspendat, așa și facem. Nu spargem digul acolo. O să facem, găsim o formulă, mai evadă. Găsim, nu se pune problema de un dig ca să nu poți să treci. Deci eu permit, dar cu un uluc. Permit să treacă prin grădină la mine, dar... Ok, așa facem. Să facem șansă? Nu. Ia, nu, dar până tot, cum, ascult-o leacă. Până la tine trebuie șansă. De acolo facem un lucru. Cum, că e mal, uite așa, abrupt. Are 10 metri malul ăla. Nu știu cum. Trebuie să-i dai drumul tot prin țeavă, în uluc și să ducă în părău. Mergem la fața lor. O să mergem și să n-ai. N-ai cum să faci șansă. E... Că vreau să spun că nici nu e o soluție ca apa să curgă an de an, an de an. Păi au fost fântânile inundate de două ori până acum anul ăsta. Tot ne curățăm, tot băgăm pastile, analizele nu ies bune. Adică... N-ai... Unde să iasă bune? La pastile se spune. Eu cred că la pastile. De unde să iasă bune dacă au cotești fără de fântâni, fără de... WC-ul la 3 metri. WC-ul la 3 metri de fântâni să iasă bună apa. Ce dracu, acum... Nu, oriunde scrie că trebuie să fie orice viața de la fântări, măcar de 100 de metri distanță. Graj, WC-ul. Dar n-au ei curte de 100 de metri, ce vrei să fac? Nu, ies nicio apă din... Până nu rezolvăm canalizarea, nu... Ea fost o apă la analiză și... La rima noastră. Da, dar zic că ăștia e cea mai bună apă. Nu e locatare, știi? Văd la 15 acolo, ia stau cu bidoane și cu asta. Dacă ar ști de unde vine apa aia și ce e acolo. Eu am văzut analize de la 15, da, și bună. Și e de 3 ori mai poluată decât cea mai proastă apă de la Oșan, care am luat. Eu de ce spun că... Am dus și de la Oșan, adică să fac o comparație. Am dus de la Oșan, apa aia ieftină de tot, avea 180 de unități de... așa, și apa de la 15 avea 480. Și fântâna mea, care nu am poluanți pe acolo, la 25 de metri de adâncime, avea peste 500. Ce să mai zic? Și n-am WC-uri pe acolo, n-am nimic. Singura fântână din Cleja, care totuși corespundea, era singura fântână de la Brutărie, când mergea Brutăria la Valea acolo. Era la o adâncime mare, așa, singura fântână care totuși corespundea. Dar restul unic. Noi băgăm pastile acum ca să tăie drumul la fântână. Să te zic pe da. Să mai ajunge micro, pe două să te odine. Asta e voie, v-am dat la pastile. Păi iată așa de la voie. Ar fi bine să revenim la oile noastre, să terminăm cu subiect. Păi suntem la oile noastre, pentru asta am plecat tot acum. Da. Bun, trecem la vot atunci, dacă nu mai sunt discuții, cine este pentru? 14 pentru. La diverse. Propune președintele. Cu alții, diverse s-a întrebat. Propunem președintele de ședință. A, cine a fost? Domnul Calat, că nu a fost. Tot m-am ferit-o, gata. Bine zis, mai am un coleg care de-abia așteaptă să vină. Deci deja s-a apropiat de... Nu, nu, nu. Ia să iau și zis să-ți cheamă ea proate. Stai, mi-te să deci nu accept, eu vreau să fiu. Deci ați notat, doamna secretar. Deci domnul Cadar președinte. S-au propus dumneavoastră să mai votăm. Da. Trebuie să-l votați, măi, că... Poate să se... împotrivească cineva, da. Omul dacă vrea. Deci în unanimitate, domnul Cadar va fi președinte. Bun, atunci la diverse, cine discuții mai sunt? Eu aș vrea să domn primar, că am spus și facem că o să facem, și facem cu camerele astea de luat de vedere.
Se lucrează. Lucrează? Da, deja suntem în faza de proiectare. Acolo, la noi, se mușcă la școală, acolo e terioare. Oamenii, dacă aduc pomperoanele cu gunoi, ăștia vin seara, răstoarnă, au băgat în șanță, iar la nu știu ce se poate face cu băieții ăștia care acum au venit acasă din, în vacanță, acolo până ora două, noaptea, în parcul ăla e sfârșitul lumii, au stricat bănci, au răsturnat tot numai. Anul ăsta deja se lucrează, e greu, au trebuit faci făcută lucrări topo peste tot, pentru că trebuie studiu de coexistență, după care autorizații de construcții. Avem și cu gazul și cu toate. Merg greu. Asta e birocrația la noi. N-ai ce face. Dar anul ăsta rezolvăm problema cu totuși. Acolo la școală, acolo a trebuit de pus scane, luate, de o să, o să facem. Problema este și o altă problemă. Domnul care, dar așa că vorbim cu poliția, că tu vizită așa inopinată noaptea. Mă duc într-o leacă de patrulare să verific acolo ce. Și ce să nu avem poliție. Nu-i treaba lor, nu vor. Hai să spun o chestie. Dar de ce nu-i treaba lor? Nu vă spun că nu-i treaba lor. Nu, stai eu. Sunt trei polițiști la nivel de localitate. Unul când pleacă în concediu, sunt doi. Și noaptea îi trezesc, sunt treziți din somn. Știți foarte bine, sunt puțini. Ei spun așa, că ar trebui să facem poliția locală. Poliția locală înseamnă bani. Costă mulți bani. Costă mulți bani. Și nu numai că nu poți, adică să angajezi tu, băi, du-te de mâine, ia șapca și ești polițist local. Trebuie să ai o structură, trebuie să ai o dotare, trebuie să... E foarte complicat. N-avem noi buget pentru poliția locală. Schimburi. Trebuie să asiguri. Nu poți să iei un om ca la cum făcea el de pază de noapte. Aici e problema. Totuși au timp polițiști, domnii polițiști din localitatea de la noi să iasă la stradă, să oprească toate mașinile, stau amândoi, nu, 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 hai să stau un program de așa ăsta este, au program de la județ, o dată pe lună, o dată pe... Dar se face cu alte comune, mă, n-ai văzut că vin de la Răcăciun, de la Faroan, deci nu se fac, nu fac singuri. Nu, dar ei au programat, au un programul lor. Da, da, au un programul lor, că vin și fac. Nu, deci vreau să spun că suntem alături, aproape de ei și știm acum, cum spune, am discutat cu ei de mai multe ori, într-adevăr, sunt multe probleme, cu bătăi, cu scandaluri, toate trec prin ei, prin furturile care sunt la ora actuală și cu ciobani și cu toate, toată lumea la e-mail, toată ziua unul scrie, rămâne la faza de scris pentru că până te duci și te judeci cu ei, ei tot n-au, încheie un proces verbal și atât, mai departe, du-te în instanță. Dar dacă am pune, eu știu, un divier și o cameră falsă acum unde sunt probleme, nu sunt ieftine, nu s-ar putea, pur și simplu, pentru intimidare. Da, ca omul dacă vede pe o cameră montată, să poate să ne cerem mai intimidare. Să poate să ne cerem, iată își dă seama că e falsă. Bine, poți să iei ceva bun. Era, era, era un, un patron, s-a apucat și a pus în mașini, a instalat camere și tot felul. Zice, domnule, hai să-i prind pe șofer. Și ăștia au aflat, au început să-l înjure pe patron. Zice, bă, numai tensiunea, nu mai am nimic de camere, nimic. Adică, situația e complicată, în două săptămâni au aflat. Ce crezi tu? Și când o să le puneți pe alea bunii, tot la fel, o săptămână, două... Ei, nu, nu, în momentul când ai ce, deja ce, ce trece în zonă, eu am văzut la Faroa. Deci e urmărit, este, dar de exemplu, se face, dai înapoi dacă se întâmplă. De exemplu, cu copii, dacă n-ai audio ca să înregistrezi, el zice că am stat pur și simplu acolo, dacă stă și merge, ce poți să-i faci? Am avut un eveniment. Dacă nu face scandal. Nu-l prinzi în faptul, n-ai ce să-i faci. Am avut un eveniment la after school. Cineva, un copil, a spart geamul acolo așa. L-am chemat pe băiat, o dat camera înapoi, am identificat copilul și tatăl copilului plătește. Sigur că s-a auzit și lucrurile. În momentul când se aude că, uite, ăla a plătit, nu mai face chiar așa. Așa, dacă da. Se poate, așa eu să intervin, acolo la Valea Mică avem acea școală care a rămas pauză, dar pe lângă școală avem terenul de sport aferent.
și ar trebui un pic curățat, că e chiar la intrare în sat, vin toți musafirii care vin, așa zis, musafirii. E terenul ureană cam mare. Ar trebui un pic, n-a fost curățat deloc anul ăsta. Tot așa, un tractor care are în zonă, vine și tare. Nu chiar, dar nu merge cu tractor, trebuie cuțitele astea mai mici, sau motocostoarele astea mici. Am venit și la... O să trebuiască să găsim o formulă anii viitor, ca să cumpărăm un ca la zonă, să instalăm pe utilajul nostru un fel de cositoare de asta automat, cu care nu ne ajunge timpul. Iarba crește, zi de zi suntem cu oamenii cu care suntem pe teren. Nu, și simplu, să ții comuna curată nu este, sunt sigur, din cauza asta a rămas. Am poate, nu că o să găsim o formulă să intrăm dată într-o zi, că nu e, terenul e mic, știți prea bine, exact, nu e. Exact, suntem cu rigore, suntem, treabă este, nu se ajunge timpul. Înțelegi? Poate există vreo formulă de a concesiona cuiva să taie el, să fie plătit cumva. Și ce să vă? Păi eu îi dau degeaba, nu să cosească iarba. Nu că degeaba, trebuie o acel om plătit, că nu o să muncească degeaba. Păi dacă e concesionată, înseamnă că omul trebuie să plătească, măi. Nu se faci vreo sud de baloți? Da. Păi, ca cine are animale? Dar acum spiritul ăsta, Antonică, hai să încercăm și noi suntem acolo, o jumătate de oră ai cosit. Nu se poate, nu e chiar numai de ea. Păi, dacă nu punem și noi mâna, dacă nu avem inițiativă, ei dacă vor să joace fotbal, băi, vină încoace, am curățat și mergem și pe un fotbal, adică să existe și așteaptă toți, toată lumea așteaptă să vină primăria să pregătească teren. Hai mă să mai punem, doamne, ne-am fost și noi copii, mai face în momentul în care cetățenii sunt puși să plătească un impozit egal, toți, toată lumea, înseamnă că toată lumea așteaptă să fie gata, respectul. Haideți să lămurim că am ajuns că și consilierii spun de impozite, cum spun și cetățenii. Nu, dar ajuns, plătim impozite. Știi că impozitele care plătesc cetățenii, ca să știți să le explicați și lor, nu ne ajung nici pentru cheltuieli de funcționare. Dar noi avem lumină electrică, noi avem școală, noi avem dispensar, noi avem... Deci impozitele se duc către toate conform legii, în toate direcțiile. Nu înseamnă că dacă tu ai plătit impozit, de acum trebuie să stai ții iar. Încercați să mergi dumneavoastră și să explicați așa ceva la un cetățean. Ca să știi că explici, este tot. Când îi explicați, ce vă răspunde? E treaba lui ce înțelege. Știi ce vă răspunde? Salariile primarilor, consilierilor, exact. Și șmecherii, asta spune. Și acestea trebuie, salarii. Dar de ce nu vii fără salarii? Asta spune. Și atunci ați funcționare. Nu mai poți să spui nimic. Bun, dar de ce nu poți să spui? Trebuie să-i spui și să-i spui omului că tu trebuie să funcționezi, tu trebuie să vii aici să vorbi, ca să îi reprezinți interesele. Așa și este, atunci, da. Băi, da, așa spun și eu, ce crezi că cineva... Dar chestiile astea nu se întâmplă numai la noi în Cleja. Se întâmplă peste tot, lumea e nemulțumită. Dar și ei trebuie să înțeleagă că trebuie să iasă în fața porții să-și curețe șanțul, să curețe... Nu, din impozit eu nu pot să-i curăț șanțul. Sunt atâtea cheltuieli, că trebuie să-i explicați că banii nu se duc numai pe venirea noi de oamenii. Băi, da, asta e. Fiecare răutate, dar ați greșit mult că ați curățat șanțurile. Păi, în codul civil spune așa, fiecare cetățean este obligat să-și mențină curățenie în fața... Ascultă, hai să spun de ce. Nu să spun de ce că am curățat șanțurile. Da, și vedeți că alții unii n-ați curățat? Ascultă-le, nu, problema este că în momentul când apare o viitură de asta, ți-i umple șanțurile, mai e o problemă. Cum este aici la deal? Șanțul ăla n-a fost niciodată făcut să funcționeze. Eu vreau să-i dau o cădere, am dărâmat, am stricat podurile, că ei degeaba curăță dacă nu vine din deal, să ai o anumită cădere și apa să curgă la vale. El dacă curăță în fața lui și celălalt care este, de exemplu, sunt case părăsite. Ce faci cu casele astea? Acolo trebuia să cureți primăria. Unde sunt case părăsite? Uite, eu acum am apucat. Fac un șanț, o rigolă, cap, coadă, să funcționeze, să curgă apa, să aibă cădere normală. După care îi spun, băi, frate, curăță șanțul. Dar n-a fost niciodată, lucrurile astea n-au fost făcute. Și trebuie, de asta, stric poduri. Am stricat odată să înceapă, ca să nu mai avem probleme cu apa, cu inundații. După care îi obligăm să cureți. O să luăm o hotărâre împreună, sunt foarte mulți plecați.
Sunt bătrâni care n-au putere să curețe. Ce naiba să facă? Dacă am curățat în față la un bătrân care n-are putere, vine ăla într-o care-i tână. Eu ce vă spun. Păi da, zice, da, aici ai curățat, dar de ce n-ai curățat? Deci situația, ori luăm o decizie și curățăm noi și avem o comună frumoasă, adică în sensul că aranjată și... Ori rămânem blocați undeva. Că unul curăță, celălalt nu curăță, apa nu trece. De curățat fiecare curăță în stilul lui, unul sapă mai adânc, unul mai sus și asta, aici, rămâne... Nu știu, o să trebuie, eu de asta am zis că dacă noi, eu, anul viitor din buget, să spunem, găsim o cositoare de asta automată, care să pui la tractor, la utilajul nostru. Am făcut zonele periate frumos. Ai trecut de la deal la vale, ai periat, ai făcut la toată lumea. Cred că asta este soluția. Da, nu știu, sunt eficiente, eu nu prea văd nici pe drumurile naționale. Păi da, mă, dar au 2-3 metri, merg, înțelegi, zona e mare. Dar totuși îl taie cu asta. Nu știu, o să trebuiască să găsim soluții. La noi nu știu unde ar fi așa din... Și vreau să spun, da, vreau să spun că comuna se depopulează lună de lună. Pleacă, mor foarte mulți. Pe zi ce trece sunt cât, case cât mai... foarte multe părăsite. N-ai ce face, ce să faci în acest moment? Situația e destul de complexă și noi, de exemplu, dacă într-adevăr vrem să fie totul ok, hai să luăm câte o stradă și să răspundem de stradă. Bă, vorbești cu ăla, vorbești cu ăla, vorbești cu ăla, te ascultă cineva? Și atunci ce ai putea să mă? Și că de asta ești consilier ca să faci. Ca să dai ordine, că băi, cu asta, așa mi-a spus mă. Nu, e dat ce, nu ești conținat, numai cu hau, nu, pune mâna. Până urmă, dacă trebuie să apriți ceva. Eu am coborât din autobus și am dat tetele mari deoparte ca să nu le iau printre cauciucuri. Nu, ce? Da, m-am stat în munca de jos, fac eu drumul de acolo. Care problemă? Dacă l-am făcut și noi și anul ăsta, de câte ori am păi lucrat pe drumul ăsta. Păi tocmai făcut și nici nu mai bine să măcar să... Păi acum mă apuc, pui, deci am zis așa, că facem o adresă către drumurile județene, facem niște poze și după care iar începem să le ascultăm puțin. Înțelegi? Deci, mai mult de atâta ce poți să faci decât să le ascult și cât decât să poți să circul pe stradă. Poate au dat vreo răspuns vreodată. Cum? Domnii de la drumul județenii au dat vreun răspuns? Da, ăștia n-au bani. N-au timp. Dar n-au nici bani din asta, din fixul și rătimă, ca să dea un răspuns acolo. Dar de salariat. De salariat. Deci, situația e destul de complexă. Eu vreau, ține de mult, foarte mult de noi aici ce putem să facem. Că de asta eu nu prea putem să facem asta. În timp de vom... Mai prindem un proiect, noi făcusem proiectul pentru, n-am luat la puncte. Făcusem aproape toate drumurile, le prinsese, da? Mai trebuiau două puncte, să vedem, să sperăm, adică să sperăm că va veni o altă linie de finanțare și vom mai face un proiect. Asta sunt. Chiar domnul primar, așa avea o problemă. Domnule, când mergeți la vale, să vă opriți o leacă la monumentul eroilor acolo. Domnule, eu crescut iarba. Și echipele vin pe acolo, hai da? Mihaela să uite. Ce ar fi, domnule, în două ore poate să scoate toate buruiele de ce e acolo, domnule? Că nu se poate. A ajuns de râsul lui, deja s-au dus la vale. Am spus că s-au dus să facă drumul național, știi? Și sunt înduri că să treacă și... Mai e acolo, lângă Bordaș. Constructorul ăla, o pus iar tubul ăla în șanț și când a venit apa, ăsta iarul venit și... Să-i vede raportul așa. Iar o intrat, dar din cauza lui. Dar ăla trebuie pus să-și scoată tubul de acolo. Am pus, o scos, dar vreau să spun că... Nu, e înapoi acolo. El l-a tras înapoi acolo. Așa spart cum e, așa l-a pus. L-a pus înapoi și iar blochează. Ăla trebuie spus să toarni în pot și cu asta să... Deci de două ori e inundat acolo în zona aia din cauza lui. Dacă nu înțelege cu vorbă bună? E bine când mergeți la vale să vă opriți câteva minute. Eu sunt acasă și să vedem câteva treburi acolo care trebuie făcute foarte urgent. De exemplu, și acum o vei da apa iar,
avale, având în vedere că tubul unde au pus băieții, da, așa, ei au pus pământ, deci dincolo, lângă gardul meu, ca să închidă. Bă, dar apa care vine de sus, de la biserică, unde merge, nu? Că au zis domnul primar ca să închidem aici. Băi, ați închis, mă, dar acolo e șanț care trebuie să treacă în continuare. Ați închis pe partea asta, dar nu pe partea mea. Ascultă. Am vrut și acolo să fac rigor. Nu opriți-vă se poate, că mine sunt... Situația este... Unde străzi nebuste, n-ai cum să faci rigor. Și tot încerc să faci compromisuri, ca să spun așa. Doar dacă vă opriți 5 minute, sus la Dodan, aici, am... să lărgim străzile, să îndreptăm, să faci. Unii vor, alții nu vor. Da. E greu, da? Ușor, ușor. Oamenii sunt dificili, suntem diferiți noi ca indivizi. Copiii și eu pe domnul Șoca, opriți-vă și la Valea Mică, la biserică, că avem o problemă, avem o problemă mare acolo. Înainte știți că ridicam problema că nu avem unde mânca după ce mormântăm colegii sau părinții una alta. Acum ne facem, nu avem unde îi pune. Aveam o problemă mare cu cimitir, poate o să treceți acolo. Eu trec, dar constat că nu avem unde. Problema, hai să găsim o formulă. Ce ar trebui să facem? Ar trebui acolo, ar trebui, dar e treaba, așa este, este treaba preotului sau e treaba comunității, treaba noastră ar fi, pentru că cimitirele nu sunt a, ascultați, cimitirele nu sunt a bisericii. Noi ca și comunitate ar trebui să cumpărăm niște teren acolo în zonă și să facem un cimitir. Cum asta ar fi ideea, să fie un teren undeva, să fie la schimb dat persoanelor respective care au teren acolo sau eu știu altul mod. Nu, în altă parte nu-ți dă voie mediu. Nu, ar fi pentru că asta e deja un cimitir autorizat. Ideea ar fi ca în deal, acum este via respectivă sau bucata de teren, hai să găsim o formulă și să-i dăm în schimb sau să găsim o, să-i cumpărăm, da, terenul acolo. Trebuie dat un pic de teren mai mult, că acolo e intravilan, probabil că cere... Nu este în spate, nu știu dacă unde e cimitirul, este intravilan. Da. Intravilan acolo. Intravilan, cealaltă parte, cealaltă parte. Dacă omul îți dă o bucată de teren intravilan, tu îi dai de 5 ori. Da, până acum, erau, până acum cimitirile se puneau, vreau preoții să fie a lor, așa. De la ora actuală, cimitirile sunt dintre în domeniul public. Într-adevăr, ar trebui să cumpărăm o bucată de teren, acolo e o problemă. Păi atunci aveți a cui terenul ăla? Păi noi știm a cui, dar... Ce vrea? Îți spune mai, mai dificil. Mai dificil. Mă gândesc că nimeni nu i-a propus. Cineva știu că... Asta, dar după câte am înțeles, e clopotar. Are o parte din teren, da. Na, el e mai dificil, dar nu știu ce vrea. Vrea teren de casă sau ceva de genul ăsta, nu știu. Teren vorbit, adică nu... Deci, balan sau ceva de genul. Nu-i mai rău. Ăla e mereu. Adică, bineînțeles, dacă se plătește, nu e o problemă. Bun, atunci sunteți de acord ca să cumpărăm teren acolo, să începem întâlnirea. Demersul e făcut. Trebuie de văzut cam ce secreții au. Sau, de exemplu, să vedem dacă vor teren în schimb. Cum putem să-i dăm teren ăsta? Aveți terenul ăla la școală, care e o margine. Dați-i într-un capăt acolo. El la primărie. Care care școală? De la școală, la Marea Mică. Pot la școală, acolo, la Marea Mică. Problema este că trebuie să vrei și... Unde zice el că e burean. Dar de acolo, margine. Terenul de sport, terenul de sport. Cine ai terenul de sport? Dar nu, dar mai ai acolo de... Ce spuneam în magazia aia distrusă, dar nu. Ai malul părăului, Francia, unde să țineți copiii? Nu-ți dă voie de construcție. Nu-ți dă voie. Nu, eu am să am o discuție, am să mă duc. Am să am o discuție cu proprietarul, dacă zici că o să mergem, Ioane, să vedem ce vrea în schimb și să mărim o leacă cimitirul, dacă... Da, adevăr, e o problemă. Că este teren până la deal, este unde se poate... Se extindă. Se extindă, este, numai că... Deci cu oamenii de rând nu vrea să stea domnul clopotar, mă gândesc, să stea de vorbă. Dar dacă vine domnul primar, ce zice? Hai să stăm de vorbă, că vă stăm omenește. Să-i explicăm. Trebuie explicat, îi dăm mai mult. Trebuie cumpărat. Trebuie cumpărat. Sau cumpărat. Dacă vrea să vândă, asta e, adică... Dacă nu vrea el, vrea ăla, tu, Martin. Da, sau poate dacă vrea ăla, schimb ăla, undeva, un schimb de teren undeva. Unul din doi se poate numere. La cimitirul vechi, cât de vechi? Dar nu mai e gata să te era vechi, mai se făcea unul. Și așa au pus unul peste altul. O să trebuiască să gândim și o strategie de a face case mortoare.
Capelă mortuară. La Buda e simplu, că deja e făcută construcția. Da, da. Nu vrea părintele acolo, vrea... E, da, băi, dar ce? La Cleja este? La Cleja e prea mare. Da, este. A, la Cleja este. Cleja este. Unde e? Ce-i care? Cum este? De bisericuța veche. De-i normal. Camilo ăla? Nu, măi, la Somușca. La Somușca. Da, da. Hai, acolo n-ai condiții. Nu vreau să duce acolo. Acolo? Nu o să ne adormeam. Față în față cu parohia este o bucată de teren. Dar nu poți nici acolo, că nu poți. Trebuie să ai măcar 50 de metri de, de case. Dom'le, este cel mai bine, dom'le, dacă m-a murit cineva, să-l ducă exact sus acolo la cimitirul, la capela aia, pentru că ce se întâmplă? Cei care nu se duc la mormântare, nu vizitează mortul ăia, se duc la pomană. Așa că cei care se duc acolo, îi dai câte un pachet și ai terminat povestea. Da, se duce acolo, nu? Familia e cea mai bună treabă. Nu, ei, familia. Familia își face acasă sau face... Da, dacă nu vrea să ducă mortul... Da, acolo nu o să facă capelele astea, dar nu o să facă și sală de mese. Nu vrea să ducă ținul acasă. Da, bineînțeles. Da. Nu vezi câte, câte lume se duce la o mormântare, îi rupi pe oameni? Da. În fine. E clar, ședința închisă dacă mai sunt... Da, cum mai sunt eu? Președinte, ședința avem? Așa că noi...